Filmăm pentru Violeta 3. Vreți să veniți cu noi? Acțiune! De la repetițiile scenelor și până la înregistrarea lor. Veți afla tot ce înseamnă procesul de producție. Bun găsit, dragi prieteni, suntem Francesca și... Camila! Urmează o scenă în care Lodo, prietena mea, trebuie să cânte. Ești gata? Da, sper că da. Ai, și prietena mea, Camilita, apare și atât. O să facem un spectacol de minune. Nu puteți să pierd așa ceva. Camila și Francesca sunt cele mai bune prietene ale Violetei, așa că n-au cum să nu se înțeleagă excelent. Sunt de bune prietene și în viața reală și în film, așa că e un privilegiu pentru Lodo să poată filma cu mine, nu? Nu, n-am înțeles nimic. E o onoare pentru ea să împartă cabina cu mine. Poftim! Și să împartă toate scenele cu mine. Cu Lodo și Cande ne înțelegem foarte bine, comunicăm ușor și există acea chimie. Lodo, datorită mie, ia mai multe, face lucruri pe care începe să învețe ușor. Bine, gata. Așa că gata. Stai, pot să fac ceva? Opresc eu. Tini și Cande, din punctul meu de vedere, în afara scenelor pe care le filmăm și cu Clary Alonso, la fel, nu știu, ne vedem mai mult, sunt cele mai bune prietene. Am colege care mi-au devenit ca niște surori. Ne înțelegem foarte bine, ținem enorm una la alta și adevărul e că îmi place tare mult să înregistrez cu ele. Pe lângă faptul că ne înțelegem bine în film, ne înțelegem bine și în viața reală, așa că e o plăcere, suntem foarte bune prietene și avem acea chimie super bună care ne ajută în scenele în care trebuie să râdem, câteodată întrerupem filmarea de la râs. Și de-a lungul serialului o să fie și mai frumos, o să devină mult mai unite și, cum am spus deja, au crescut împreună și se cunosc din ce în ce mai mult, compun împreună și își fac temele împreună și adevărul e că o să fie foarte frumos. Știu că oriunde am ajunge în lumea asta mare, mereu voi ține legătura cu ele. Apropierea pe care o simt față de ele nu o să dispară niciodată.